Iată-vă azi 5 iunie, ziua cu ce a votul. Nu o să vă întreb cu cine votați, ci pentru ce ați votat. Da, am votat pentru schimbare, am votat cu gândul la tinerii noștri, mai ales la cei plecați în străinătate. De asemenea, îi am în gând pe copii, cărora trebuie să le asigurăm condiții foarte bune de educație, de dezvoltare. Și nu în ultimul rând, i-am avut în gând pe cei mai vârstnici din localitatea noastră, de care trebuie să ne ocupăm, să-i sprijinim. Toată comunitatea este una frumoasă, pe care trebuie să o dezvoltăm, să participăm cu toții mult mai mult la înfrumusețarea ei și la comunicarea, legătura strânsă dintre oameni. Este o zi de duminică, aici la Săvoan lumea am văzut că a ieșit de la liturghie și toate secțiile de votare le-am văzut luate cu asal de oameni. Cum credeți că va decurge pe parcursul acestei zile, din acest punct de vedere al prezenței la vot a cetățenilor scrutinului? Cu siguranță va fi o prezență foarte bună la vot, oamenii sunt dornici să își exprime punctul de vedere, să se folosească de acest drept al lor și să participe activ la viața socială a comunității noastre. Până la ora aceasta, procesul electoral s-a desfășurat normal, fără incidente, frumos, lumea vine, în general cei bătrâni au venit până la ora asta. Așteptăm. Când a votat primul? Primul la ora 7:05. A venit un domn. Și cine? Nu putem să spunem. Un bărbat, da. De vârstă? Medie. 50 și. Da. Așa cum aveți experiența celorlalți cu tine, cum credeți că vor fi orele de vârf cu încărcături? În general, când se iasă din slujbă, de la biserică. Când iasă lumea de la biserică, atunci vin și dar stau frumos, oamenii nu sunt recalcitranți. Mai avem seara, la ora 6 mai este o slujbă și atunci... Dar, în general, la noi lumea vine... Ați spus că incidente n-au fost. Fără incidente. Ați spus de asemenea că aici, la această secție, așa prezența la vot, în general, la celelalte scrutine, cam care e? Cam 60-70%. Și tot așa estimat și... Acum poate estimăm, poate vin mai mulți. La primari, în general, vin mai mulți. Deci, în general. Pentru alegerile locale, da. Total. Da. Sperăm să fie în continuare fără incidente. Da. Cum s-au acomodat membrii Comisiei Electorale dacă ei și-au exercitat dreptul la vot? Da, și-au exercitat dreptul la vot. Noi ne trecem pe listele suplimentare. Ne-am exercitat, deci, dreptul la vot. Cei nou cu operatorul de calculator merge mult mai repede treaba. E mai ușor. Nu au existat omisiuni de pe listă? Nu. Deocamdată nu. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.